bucuria, cu tot sufletul și să vă spun următorul lucru. Mă bucur foarte tare că, iată, la un an de când am început această emisiune, sărbătorim al doilea Paște împreună. Hristos a înviat, Cosmin. Adevărat a înviat, Amalia. Da, să știi că și eu mă gândeam zilele astea că în urmă cu un an, adică la Paștele trecut, noi aveam prima ediție în direct. Da. O binecuvântare, aș spune eu, să începe o emisiune, un proiect de asemenea învergură într-o zi de sărbătoare. Este o binecuvântare. A fost de bun augur că, ia uite-te, ne-am descurcat bine și suntem tot aici pe scaunelele noastre. Adică între timp le-am mai schimbat, dacă ții minte că avem scaunelele la tari. Da, stăteam mai drept atunci, după știi? Două ore de direct, ne amorțeau picioarele așa, da? Am trecut peste toate și iată-ne într-o zi binecuvântată de Paște, alături de telespectatorii noștri și de câțiva invitați dragi nouă, și atât nouă cât și lor. Da, o surpriză pentru telespectatorii noștri, o să vedeți cine o să ne fie alături astăzi în zi de sărbătoare la masa de Paște. Și masa de Paște s-a mai îmbogățit de anul trecut, ții minte? Da, aveam o măsuță mică, uite acum ce lungă este și ce bogată este masa noastră. De asta ne-am și chemat prietenii și invitații noștri să ne fie alături la masa de Paște. Da. Iar o să începem prin a-l saluta pe prietenul nostru de la Mediaș, Costel Popa. Hristos a înviat, Costel. Adevărat a înviat, dragii mei prieteni, și mă bucur să vă fiu astăzi în această zi specială alături și mai ales alături de toți cei care ne urmăresc, pentru că este prima dată când sunt la voi în emisiune. Și a trecut un an de zile, cum ziceți voi, și să nu uităm că am trecut anul trecut prin momente critice, iar voi, prin această emisiune, evident, nouă celor de acasă, ne-ați dat viață. Așa că felicitări! Ne bucură foarte tare că spui și tu acest lucru. Și telespectatorii noștri ne-au asigurat de acest lucru. Am reușit să aducem lumină în casele celor care ne urmăresc. Cu atât mai mult cu cât vine din partea unui coleg de cântec, ne crește sufletul. Cu siguranță, pentru că întotdeauna de la Cluj, din inima Ardealului, s-a transmis multă lumină în toată țara. Pentru că clujenii, ardelenii noștri sunt oameni faini. Cu toată mulțumim, eu întotdeauna am luat clujenii pentru că la Cluj am terminat facultatea și mi-am petrecut anii studenției aici, așa că am rămas cu amintiri frumoase. Ce ți-a plăcut cel mai mult în Cluj, așa, de ce ți-amintești din anii studenției? Nu are rost să... N-are rost să intrăm în detalii. Tocmai astăzi nu prea. Păi de ce? Pot spune că la Cluj, da, în vremea studenției, am participat la primele lecții de canto, ca să zic așa, la nivel înalt. Eu cânt de mic, de la 9 ani. Acum am 35, dar mulțumesc. În vremea studenției, mulțumesc, la fel, în vremea studenției m-am decis să mă înscriu la cursurile unei mari doamne de aici, de la Cluj, o doamnă profesoară, doamna Jiman, care mi-a indicat multe din cele știute de dânsa până atunci. Așa că mi-aduc aminte cu drag de acele prime lecții de canto de la Cluj-Napoca. Da, ne bucurăm să auzim asta, că ai lucruri pozitive petrecute dar la noi totuși, în oraș. Cosmin și... speră că o să aflăm și mai multe detalii mai târziu. Da, da, lăsăm încet. După cum îl văd eu, știi? Lăsăm încet. Poate după ce reușim să ciocnim un ou... Da. Cosmin pentru că tot știe multe din viața lui Costel Popa. Da, noi suntem foarte buni prieteni, ne spunem chiar și frățiori când ne sunăm. Și știu foarte multe despre Costel, dar nu o să dezvolt, o să las pe el și o să-i le arunc să așa zic la fileu. Păi spune tu! Da. Costel, spunea ea din aur că de un an am început emisiunea și încă nu ai fost la noi, să știi că niciodată nu-i prea târziu și am așteptat să te chemăm așa într-o zi importantă cum este aceasta, o zi de Paște și să fii alături de noi, să-ți arătăm că faci parte din familia noastră. Vă mulțumesc că fac parte din familia voastră și bineînțeles că urmărindu-vă emisiunile am observat că
nu am trecut chiar neobservat prin emisiunile voastre, pentru că am fost prezent prin videoclipurile și prin vorbele voastre faine pe care mi le-ați transmis și mi-aduc aminte cu mare drag anul trecut de ziua mea, 4 iulie, când primeam cea mai frumoasă dedicație din partea voastră. O am memorată acasă, e și pe calculator, așa că vă mulțumesc. Următorul cântec spune, am venit cu drag la voi, e adevărat? Păi, întotdeauna, o retorică, știu. Întotdeauna merg cu drag în fața unor oameni ca și voi, clar. Dar îți propun să ascultăm primul tău cântec din această zi. Am venit cu drag la voi. La 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 Închinăm un Doamne ajută, ha, ha, hai, ha, la un bun și lume multă, mă! La 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 Ardeleni și voi olteni, la 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 Bănățeni și moldoveni, la 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 Maramure și Bihore, la 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 Azi la toți vă cânt cu dor, la 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 Maramure și Bihore, ha, ha, hai, ha Azi la toți vă cânt cu dor, La 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 Să uităm că viața e grea, ha, ha, hai, ha, și că lumea asta e rea, mă. La 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 Și dacă muzica-i cântă, la 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 Nu e în veci viața urâtă, la 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 Da. Am venit cu drag la voi, dar voi puteți discuta în continuare. Da, eu nu vă întrerup. Eu mă gândeam că măcar unul dintre noi să continue emisiunea cu telespectatorii noștri. Da. Da, aici... Pe Costel câți ani avea atunci când a filmat cântecul acesta? Cred că 27-28. Da. Mai nu te-ai schimbat deloc. Nu te-ai schimbat, chiar că... Păi, eu știu ce se întâmplă. Viața frumoasă, ce se, ce secrete ai, mă? Știu că nu ești căsătorit. Ce secrete ai de rămâi veșnic tânăr, așa? Cum te știu eu de mulți ani de zile, tot așa ai rămas. Mă, eu știu ce secret are. Efectiv, continui să iubesc. Lumea, viața, oamenii... Asta e vorba. Deci, lumea, viața, oamenii și mai ce? Și... Și cântecul popular, și mândruțele, și... Apropo, am văzut că n-ai venit singur astăzi. Cred că ai venit în societate. Sau bine, ai ochiul format. Sau pot să spun, sau nu pot să spun, că îți cer permisiunea. Pot să spun că n-ai venit singur. Poți? Poți. Acum deja ai spus, ce mai?
Și la felul în care se uită așa printre cele două camere, are așa, da, o privire... Da, să știți, dragii mei, că nu stă liniștit acolo pe canapeaua lui. De multe ori ne se pierde cu privirea și nu ne mai urmărește pe noi și se uită așa printre camere, unde, de unde este și la rândul lui privit. Și acolo este Corina, așa-i? Așa este, și Corina are emoții, pentru că niciodată n-a apărut în fața camerelor. Și ce ai zice tu, să spargem gheața? Hai să spargem. Eu aș invita-o și pe ea aici să vină. Bine, se mai gândește, dar îi mai fac o invitație peste 5 minute după ce se mai gândește. Prima invitație întotdeauna îi așteptăm. Se refuză. Când te pregătești, poți să intri, nu ne deranjezi. Trecem mai departe. Nu, de asta, dar ne dorim să ciocnim niște exact. Ouă. Și n-aș hai, să exact. Singură. Măi, e ziua de Paște și nu am ciocnit un ou. Păi da, Amalia. Eu cu mine ai noroc întotdeauna. Știi, uite, eu cu roșu, evident. Să nu le luați toate, să-i lăsați unul și Corinei. Și ar trebui să mai lăsăm și invitațiilor, da? Corina? Nu. Bine, o să ciocnesc eu în locul tău. Deci tot rămân eu singură. Deci eu trebuie să câștig, da? Da. Acum să vedem cine dă și cine ține sau cum. Eu dau. Păi dă cu Costel, că el e invitatul nostru. Bine, bine, hai cu Costel. Da, și să vedem, reușim. Ia să vedem. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Of, Costel! Se mai întâmplă. Trebuie să dau eu? Of, Amalia. Of, Costel! Și eu speram cu roșu ăsta, cu... Hai. Poate că am eu noroc. Costel, dacă tu ai ouțul ăsta, să fac cum făcea tata, așa, așa. Doamne ajută! Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Bă, Costel. Aoleu. Măi, Costel, ce ou ai nimerit? Nu știu, cred că e de... Ia din plastic. No, ăla să ne-l lași, ca să spargem la rândul nostru pe urmă la restul invitațiilor. Ia uitați-vă, dragii mei, ce ou tare și-a ales Costel, deși e de la găinile noastre. El l-a ales. Faină treabă. Dacă vrei, ți-l dau ție să-l... O să dacă l-ai, le mâncăm după emisiune. Ok. Cu mare drag. O să te invităm și să servești din platoul pregătit, desigur, în pauză. Mulțumesc. Avem drop de miel. Deci chiar masa de Paște o aveți pregătită. Da, da. Avem exact. Cozonaci, avem... Dar eu l-aș întreba și pe Costel, da? După ce pleacă de la noi, ce va face în ziua de în seara, e, după ce masa să facă? Asta? Să-ți spun eu? Nu, că hai, eu aș întreba pe Corina, dar nu vine, da, să ne spună, așa că o să-l întreb pe el. Da, păi... Invită fata la joc, nu? În ziua de Paște, ca și o zi de mare sărbătoare, bineînțeles, se va petrece în familie, nu? În familie. Cred că asemenea se va întâmpla și în cazul vostru. Așa că, cu mare drag, de la Cluj o să iau către Mediaș, acolo unde, în sânul familiei și împreună cu toți cei dragi, inclusiv cu Corina, care e tare rușinoasă și nu vrea să apară, da, astăzi alături de noi, o să mâncăm drobul împreună. Exact. Dar părinții tăi o cunosc pe Corina, nu? Deci, da. Eu. Atunci, drum bun spre Mediaș, după ce ieși de la noi, drum bun spre Mediaș și distracție plăcută acolo în sânul familiei, unde ți-e foarte drag ție. Mulțumim frumos. Costel, pe plan profesional, te văd foarte, foarte, foarte activ. Nu durează 2-3 săptămâni, o lună, maxim, și top, Costel mai scoate un videoclip. Are treabă cu mieluții, cu ieduțele, cu lupii, cu caprele, cu oile, cu toate animalele. Are el așa, nu știu, acum în ultima perioadă o fixație. M-a întrebat cineva la un moment dat că de unde feeling-ul ăsta meu și dragostea pentru animale. Și le spun tuturor, pentru că fiind părinții mei și bunicii de la țară, eu vacanțele le-am petrecut acolo, multe dintre vacanțele mele, copilăria mea. Și bineînțeles, de acolo am prins dragostea asta mea față de tot ceea ce înseamnă folclor, la urma urmei. Față de cântec, față de obiceiurile populare, față de animalele din ograda bunicului. Aveți și stână? Stână nu. Nu, asta îl întrebam, că eu nu aveam, dar bunicul avea...
vorbesc la trecut, pentru că bunicul nu mai este. Bunicul avea oi, avea capre, avea porci, avea vaci, avea cal, avea toate animalele care le are un țăran în ogradă. Frumos să crești așa. Și mi-aduc aminte, așa, cu oarecare tristețe, că toți suntem în ziua de Paște. Înainte de Paște, bineînțeles, se tăiau miei. Și bunicul făcea împărțala la toți copiii, inclusiv lui tata. Și când era să trebuiască să... Să-l gătim sau... Omoare mielul, ca să zic așa. Deci bunicul meu era foarte milos. Sensibil și milos, da. Și îl vedeam lăcrimând de multe ori. Deci nu o făcea cu drag, o făcea pentru că așa trebuie. Așa era, așa și bunicul meu iubea foarte mult animalele și se pare că de acolo mi se trage și mie. Ne poți povesti și o întâmplare haioasă din copilăria ta cu animale în ograda bunicilor, nu știu. Păi da, tot cred că legat de ce spuneam mai devreme, odată am dat drumul tuturor mieilor să se fugă prin curte și nu i-am mai putut prinde bunicul. Te-ai gândit tu să le oferi un pic de libertate? Da, nu, eu nu vreau să-i omoare. Și le-ai deschis socolul și ai liberat. Și aveau avut ce munci oamenii bine după mine. Asta. Mi-a venit mie în cap o întâmplare de la bunici cu animalele. Și cred că rudele mele o să se amuze teribil când m-a bătut gâscanul. Stați așa, deci m-a bătut gâscanul lui Mătușa Jujea lui Teteanașu. Înțelegi? Avea un gâscan din ăla mare, nu știu ce rasă era, și eu eram un copil de o șchioapă, mi-a sărit în spate și așa mi-a dat cu aripile, m-a pus la pământ. Norocul Chetea Goriță, săracul de fie iertat, care o văzut, o fugit și o luat gâscanul de pe mine. Da, cu ceva cocoș am pățit și eu la fel. Da? Da. Păi, tine te-a bătut cocoșul. Bine, vorbeam de oi și de stână și de mie. Și mi-a fugit mintea la balmoș, știi? Și la ciorbă de, de salată verde. La voi se practică? Da, da, și noi mâncăm ciorbă de salată verde, da. Și acum de Paște, cred din grădină. Și apropo de balmoș, la noi se zice gâscă, nu e chiar așa, dar e tot ceva de genul, da. Deci gâscă se numește la noi. E mămăliga și vine un strat mare de brânză și după iară mămăliga. Sau doar mămăliga și apoi brânză. Păi multă ai mămăliga cu brânză. Caldă, da, bineînțeles. Da, da. Balmoșul la noi se face cu jântuială. Așa. No, cu jântuială. Noi, de-aia zic că asta mămăligă fiartă în jântuială. Exact. O verișoară de-a mea zicea mămăligă stricată, dar e foarte, foarte bună. Da, bine, îmbunătățită cu caș, cu smântână, nu se face la voi așa? Fără smântână, doar cu brânză. Aha. Brânză și mămăligă. Da, da, eu sunt foarte curios ce-a făcut lupul ăla la stână. Eu încerca să mă lase fără oi. O cam reușit și m-am enervat și mi-am cumpărat capre după aia. Ce, lupul nu merge și pe la capre? Numai cu oile are treabă? Cu caprele știi că sunt mai rele o țără. Am înțeles. Se lasă mai greu. Dau și dau cu copita. Și ele se mai pricep și dacă țărat prin copaci. Se ascund, așa că știu să se ascundă. Da? Hai să ascultăm O venit lupul la stână. Și-o venit lupul la stână seara când era de cină, dum 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 dur dum dur dum dum dur dum dum. Oile ni s-or speriat când ni s-or pus pe lătrat, dum dum. Dacă nu-mi lași oile, c-o joc din tine o-i făce. Dum, 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 dum. Lupule, lupule, dacă nu-mi lași oile, c-o joc din tine o-i făce. Dum, 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 dum. Muzica.
Am ieșit cu bâta-n mână, tot fuga pe după stână, dum-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 dum. Și-am găsit lucru în dosul stânii, cum să hâria cu câinii, dum-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 dum. Lupule, lupule, dacă nu-mi lași oile, c-o joc din tine o-i făce, dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Lupule, lupule, dacă nu-mi lași oile, c-o joc din tine o-i făce, dum-dum-dum-dum-dum-dum. Mi-or luat cu bâtanie, l-am țipat, dum 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 dur dum dur dum dum dur dum dum. O blun cap l-am nimerit, dar tot nu s-o domolit, dum 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 dur dum dur dum dum dur dum dum. Lupule, lupule, dacă nu-mi lași oile, c-o joc din tine o-i făce, dum 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 dum. Lupule, lupule, dacă nu-mi lași oile, c-o joc din tine o-i făce, dum 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 dum. Nici o țâr nu s-o spăriat, al tău ai o apucat, dum 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 dur dum dur dum dum dur dum dum. Și când inimilor mușcat, oița tot n-o lăsat, dum 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 dur dum dur dum dum dur dum dum. Lasă lupule oița, că să mânie mândruța, că i-ai mâncat o cănița, dum 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 dum. Lasă lupule oița, că să mânie mândruța, că i-ai mâncat o cănița, dum-dum-dum-dum-dum-dum. Lupule, lupule, dacă nu-mi lași oile, c-o joc din tine o-i făce, dum-dum-dum-dum-dum-dum. Lupule, lupule, dacă nu-mi lași oile, c-o joc din tine o-i făce, dum-dum-dum-dum-dum-dum. Revenim alături de dumneavoastră, dragii noștri telespectatori. Astăzi, în ziua de Paște, ne bucurăm de prezența prietenului nostru, Costel Popa, alături de noi. Costeluș, așa cum îți spun eu, așa când nu ne aude nimeni. Eu, poate ți-am mai zis lucrul ăsta de niciodată la televizor, te cunosc dinainte să mă cunoști tu și te-am văzut dinainte să mă cunoști tu, deci ești mai mare artist ca mine, pentru că eu te-am văzut pe scenă și atunci nici nu credeam că voi urca pe una vreodată. Undeva în Constanța eram cu familia la mare și tu cântai la un, da, la un spectacol alături de Raul, dacă bine mi-aduc aminte. Avea și lansarea de unui album, Raul. Cam da, așa ceva. Și atunci, acolo era mai multă lume adunată, ne-am alăturat și noi la spectacolul respectiv și cine să cânte? Costel Popa. Cine mai fi și ăsta? Un cânta? Ardelean. Prin, un Ardelean, da, după port, mi-a făcut așa, portul tău mi-a făcut cu ochii. Te-am ascultat până la capăt și te-am văzut și plecând prin spatele scenei. Ai cerut autograf? Nu, da. Poți să ceri acum, ai ocazia. Cer acum. Se întâmpla cam în ce an? 2000... Cred că au trecut vreo 10 ani. Cam așa.
Dar cam tu de câți ani cânti, Costel? De la 9 ani. Oh. De la 9 ani și la un nivel profesionist. La 21 de ani, în anul 2 de facultate, am început să merg la festivaluri, la concursuri. Și de acolo pot spune că a început cariera mea așa cum o vedeți azi. Tu ai și foarte multe albume, foarte multe cântece puse pe câteva albume, da? Așa este, da. Deci, atâția ani de scenă și de muncă, bineînțeles că am scos cântec după cântec și la un moment dat m-am decis să le pun și pe un compact disc. Și bine ai făcut. Și în 2013 am lansat primul album, cântece de pe Valea Târnavelor, Hai cu toți să ne dăm mâna, cu care de altfel cred că participam și la spectacolul de care spune Cosmin și mi-aduc aminte cu drag. Atunci a fost prima dată când cântam la mare. A fost prima dată când aveam de-a face cu marea să cânt pentru da, oamenii de acolo. Și a fost o experiență interesantă, pentru că la mare dai de oameni din toate zonele țării și trebuie să îi atingi cu cântece pe placul fiecăruia. Deci am încercat, atunci am început să învăț cântece și nu doar de Ardeal, ci și de zona Olteniei și de Moldova și de Maramureș și astfel s-a tot lărgit repertoriul meu. Spuneai înainte de a povesti despre cântece și albumele tale că ai participat la multe festivaluri. Vreau să te întreb cum ți s-a părut această experiență, dacă recomanzi bine în măsura posibilităților de astăzi și cât de greu ți-a fost. Deci mi s-a părut faină, interesantă și utilă. Utilă, da. Pentru că eu până atunci cântam doar la mine în zonă, pe satele din zona Mediașului, prin împrejurim și cântând acolo, cred că aș fi rămas doar la acea zonă. Stadiu de a fi un cântăreț zonal. Și pe urmă, descoperind festivalurile concurs, bineînțeles, ne-am împrietenit între noi colegii. Astfel ne anunțam unii pe alții, vezi că săptămâna viitoare sau peste o lună e festival în Maramureș, pe urmă în Oltenia, pe urmă în Moldova, pe urmă în Ardeal, pe urmă... Și am alergat timp de 3 ani de zile la peste 50 de festivaluri din toată țara. Și n-am ținut cont că unul era în capătul țării și ălalalt era la noi. Nu m-am axat doar pe zona Ardealului, ci am umblat peste tot. Și astfel am avut de-a face cu multă lume și, bineînțeles, din festivaluri ce am învățat? Am învățat să câștig și am învățat să pierd. Pentru că este foarte important să înveți și să pierzi. Nu doar să fii undeva sus la un anumit nivel în care lumea să, doar să te iubească, pentru că nu știi niciodată când poate pici și trebuie să știi cum să iei acea învățătură. Cred că și la festivalurile la care noi ai reușit să obții un premiu, să spunem așa, pe podium 1, 2, 3, a fost un câștig, de fapt. Întotdeauna. O participare înseamnă experiență, înseamnă sfaturi bune exact. De la profesioniști. Și orice participare era în fața publicului. Deci nu doar a jurului care mă înjura pe românește, ci a întregului popor prezent. Și chiar dacă eu poate nu luam premiu în ziua respectivă, dar eram apreciat și iubit de cei din fața mea. Pentru că nu pot să spun, dar noi toți eram destul de buni. Deci în festivaluri am participat alături de toți cei care acum sunt la un nivel destul de sus, colegii mei. Și fiecare a avut ceva de adus în fața oamenilor. Și bineînțeles, ce e cel mai important după aceste festivaluri este să te păstrezi. Unii după festivaluri efectiv s-au lăsat de cântat. Mergeau la festivaluri poate pentru că erau buni și câștigau premii și câștigau bani. Da, deci i-au motivat că câștigau bani. Pe urmă, nemai câștigând, au zis, bă, frate, mă las. Da. Da.
Da, este ușor să te ridici. Secretul e să investești tot timpul. Este ușor să te ridici, dar este foarte greu să te menții acolo sus. Și doar prin fapte bune și prin muncă poți să te menții acolo sus. Dar mai Cosmine, dacă îmi dai voie, eu nu mă consider mare artist, eu mă consider un om simplu și mă consider un om pentru oameni. Niciodată nu am subapreciat pe nimeni și cred că atunci când noi doi ne-am întâlnit, efectiv s-a legat această relație de prietenie între noi, pentru că noi doi ne-am simțit că suntem oameni. Pentru că chiar părintele Arsenie spunea în vorbele lui că oameni suntem toți, dar om cu litere mari din când în când câte unul. Da, așa și asta că pentru că, așa cum spune Ovidiu în cască, suntem ardeleni și cântecul tău spune că om ca ardeleanul nu-i pe fața pământului. Ardeleanu-i ardelean, mă, de sânge din neam în neam. Drept în faptă și-n cuvânt, mă, și cu suflet bun și blând. Om ca ardeleanu nu-i pe fața pământului. Îi om fain cu fiecare, și are locul lui sub soare. Și pământul la fel, mă, binecuvântat și el. Avem codri și izvoare, călcăm aur în picioare. Om ca ardeleanu nu-i pe fața pământului. Îi om fain cu fiecare, își are locul lui sub soare. Sau bănățan, mă, Oltean, Maramureșan, Dobrogean, Bucovinean, mă, toți îl cinstesc pe ardelean. Om ca ardeleanu nu-i pe fața pământului. Îi om fain cu fiecare, își are locul lui sub soare. Cine în Ardeal soprește, nu ne uită cât trăiește. În Ardeal trăiesc și eu, mă, mulțumesc lui Dumnezeu. Om ca ardeleanu nu-i pe fața pământului. Îi om fain cu fiecare, își are locul lui sub soare. Om ca ardeleanu nu-i pe fața pământului. Îi om
fain cu fiecare și are locul lui sub soare. Om ca Ardeleanul nu-i pe fața pământului. Așa și este. Așa cum zice Costel. Apropo, Costel. Îți dai seama, fiind Ardelean, mă mândresc cu Ardeleanul. Eu știu că tu îți creezi sau îți faci singur cântecele. Așa este, mai ales în ultimul timp. Sunt cel care se ocupă de tot. Am înțeles. Și de unde te inspiri tu așa pentru cântecele tale? Hai că acum la astea cu oile și cu mieluțele și cu ciobanii, avem noi un prieten comun la Mureș, pe Andrei Romanică, și eu îl mai întreb. Pe care îl salutăm. Pe care îl salutăm și bănuiesc că îl mai suni, să îl întreb cum e cu stâna, cum e cu ciobanii, cum e cu... Păi eu nu o să uit niciodată că cel mai cunoscut cântec al meu, Ța, 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 Căpriță, Ța, a fost filmat datorită lui, la o stână de acolo, de lângă Reghin, chiar din satul lui natal, da. Cu niște oameni minunați, doamna Aurica. De la Luieriu. De la Luieriu, exact. Și, bineînțeles, el fiind un om de televiziune, un om de radio, are și multe cunoștințe, așa că de ce să nu își ajute prietenii? Da, adevărat. Este un om de ispravă și atât cât poate el, câteodată mai mult decât poate, ne ajută și ajută pe toată lumea. Inspirația cred că vine din viața de zi cu zi. Și mai ales din ceea ce observ, că lumea și-ar dori să vadă și să audă. Încerc să mă rezum la trăirile oamenilor. Bănuiesc că te consideri un om patriot, având în vedere că ai dat publicului ascultător cântecul pe care... Din moment ce nu am plecat din țară, da. Cântecul pe care urmează să-l vizionăm, ce-ți doresc eu ție, dulce Românie. Da. Eu zic să ascultăm cântecul și să discutăm pe tema lui după. Sunt de acord. Pământul meu străbun, românii tăi-s pe afară, străin de tine acum. Te cânt pe tine, țară, pământul meu străbun, românii tăi-s pe afară, străin de tine acum. Cum să nu-mi cânt dorul, cum să-mi las săgorul, cum să nu-mi plâng, Doamne, țara mea. Cum să nu-mi plâng codrii, cum să-mi uit izvorul, când atâția, Doamne, își bat joc de ea. Crezut că alții de afară te tot fură, dar sunt de fapt de-ai noștri români cu multă ură. Ură de strămoși, de tot ce românesc, care ne mint într-una, uită de ce trăiesc. Cum să nu-mi cânt dorul, cum să-mi las săgorul, cum să nu-mi plâng, Doamne, țara mea. Cum să nu-mi plâng codrii, cum să-mi uit izvorul, când atâția, Doamne, își bat joc de ea. Talanții, hambarele li spline, dar ei încă mai fură, nu se gândesc la tine.
Trezește-te, române, ce ai suflet curat, și nu îți lăsa țara supra de celălalt. Cum să nu-mi cânt dorul, cum să-mi las ogorul, cum să nu-mi plâng, Doamne, țara mea? Cum să nu-mi plâng codrii, cum să-mi uit izvorul, când atâția, Doamne, își bat joc de ea? Doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glorii, țara mea de dor. La fel ca Eminescu, o spun ascutărie, încă mai cred în tine, cred în viitor. Cum să nu-mi cânt dorul, cum să-mi las ogorul, cum să nu-mi plâng, Doamne, țara mea? Cum să nu-mi plâng codrii, cum să-mi uit izvorul, când atâția, Doamne, își bat joc de ea? Cum să nu-mi cânt dorul, cum să-mi las ogorul, cum să nu-mi plâng, Doamne, țara mea? Cum să nu-mi plâng codrii, cum să-mi uit izvorul, când atâția, Doamne, își bat joc de ea? Frumos cântec. Felicitări, Costel. Eu l-am auzit prima dată într-un spectacol unde participam amândoi și cântai înaintea mea și l-am auzit și chiar pe urmă, după ce am coborât de pe scenă, cred că am fost criticat la acel spectacol vis-a-vis de acest cântec, pentru că mi s-a spus că fac politică. Nu de către mine. Dar eu mi-am asumat când am făcut acest cântec. Eu aș întreba de către cine. Ceea ce spun în acest cântec mi-am asumat. Pentru că da, știu, am scos la iveală prin versurile acestui cântec adevărata față, care din păcate problemele, există. Problemele țării noastre. Noi artiștii de multe ori zic că noi cântăm ceea ce simțim și probabil că simțim diferit. Da, clar că simțim diferit cu toți. E adevărat. Oricum, eu te felicit pentru acest cântec și pentru cum l-ai pus în scenă. Trebuie luat ca atare. Nu am încercat să lovesc sub centură pe nimeni, ci pur și simplu încerc, la fel ca și cum spun în ultimele versuri, îmi doresc acea speranță spre mai bine și să-și deschidă oamenii ochii. Să nu mai... Am încercat, ai văzut prin acest videoclip, să arăt că avem o țară frumoasă, care din păcate se pierde cu fiecare zi, cu fiecare lună, se taie pădurile, deci ne tăiem efectiv oxigenul, aerul nostru verde, aurul nostru verde. Și e păcat să pierdem asta, pentru că avem o țară atât de mândră și de frumoasă și putem să profităm de tot. Ei, da, este adevărat, Costel, pentru că suntem așa pe finalul intervenției tale. Noi mai stăm un pic pe aici, pe tine te lăsăm să mergi la Dar, Mediaș. Dacă vrei, poți să mai rămâi și tu în compania noastră, nu ne deranjează. Vă mulțumesc, dar așa cum v-am spus, familia mă așteaptă și mă bucur că, uite, cea de-a doua familie, voi, împreună cu toți telespectatorii, suntem și am fost astăzi împreună. Vă mulțumesc pentru primire. Sunteți foarte călduroși și îmi doresc ca de acum înainte să ne revedem tot așa ca și astăzi. Și noi ne dorim același lucru? Și noi ne dorim același lucru, așa cum spune Amalia. Următorul zi. Nu, ne bucurăm că ai bătut drumul și ți-ai făcut rând pentru noi. Îi mai lansăm încă o invitație Corine, deși știu că o să ne refuze. Așa, pe final mai avem două minuțele și scăpăm. Bine, o să o cunoaștem altă dată când de pe acum te invităm la o nouă ediție. Nu știu exact când va fi. Tu știi cum e cu doamnele până se învață cu viața unui artist, dar le înțelegem și le lăsăm așa să... O să fie mai curajos. Intră ușor în această sferă. După el.
Costel. Acum poți să faci cu mâna, te vezi la televizor. Ei, Costel, să ne anunți dacă te însori. Vă dați și când seama o să fie lucrul ăsta? Vă dați seama că eu sunt primul anunțat. Eu sunt primul anunțat. Facem eveniment aici. Cosmin mi-a rămas dator cu ceva fain. Da, așa. Am o arvună și nu știu ce să fac cu ea. Am înțeles. Da, Doamne ajută, cât de repede. Doamne ajută, să fim sănătoși. Atunci când va rândui Dumnezeu, eu îți doresc, Costel, tot binele din lume. Mulțumesc. Și să-i salut și pe ai tăi. Mă bucur că la un moment dat te-am și cunoscut personal. Și, și ai mei îți transmit și vă transmit gândurile lor bune. Pe toți cei apropiați ție. Un gând și ai mei întotdeauna mi-au apreciat prietenii, așa că bineînțeles că vă apreciază foarte mult. Un gând pentru toți cei care ne urmăresc este să se păstreze vertical și să nu își piardă niciodată credința în Dumnezeu, pentru că întotdeauna există ceva mai presus de noi. Și dacă nu avem, nu-L avem pe Dumnezeu, nu avem nimic. Așa că nu mai fiți naivi. Da, de aceeași părere suntem și noi. Nimic fără Dumnezeu. Așa este. Costel, ne luăm la revedere de la tine. Mulțumim încă o dată că ai fost alături de noi și ne luăm la revedere de la tine așa pentru un cântec, ultimul cântec din intervenția ta. O nieluță și un ieduț. Onieluță și un ieduț, durudum, duru, 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 le-am crescut de niculuț, durudum, duru, duru, du, le cântam cu fluiera, durudum, duru, 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 din zor și până sara, durudum, duru, duru, du, durudum, duru, 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 durudum, duru, 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 durudum, duru, 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 să-i mai să cu fluiera. Tatanilio dăruit, durudum, duru, 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 și-am prins drag de ciobănit, durudum, duru, duru, du, le cântam cu fluiera, durudum, duru, 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 nimic nu mai trebuia, durudum, duru, duru, du, durudum, duru, 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 durudum, duru, 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 durudum, duru, 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 să-i mai să cu fluiera. De-o fost soare, de-o fost ploi, durudum, duru, 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 am crescut pe lângă voi, durudum, duru, duru, du, le cântam cu fluiera, durudum, duru, 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 uite, uite, uite așa, durudum, duru, duru, du, durudum, duru, 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 durudum, duru, 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 durudum, duru, 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 să-i mai să cu fluiera. Stâna și bătătura, durudum, duru, 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 băile și băcița, durudum, duru, duru, du, ele-i nisaverea mea, durudum, duru, 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 de-aia cânt cu fluiera, durudum, duru, duru, duru.